astăzi la ora de cripto. Haideți să vedem ce se întâmplă pe piața cripto și pe piața bursieră, deoarece am lipsit de 3 zile și nu v-am adus update-ul zilnic. Nu știu de când nu am filmat 3 zile consecutive, cred că de la Crăciun. Dar am fost destul de răcit, nu mi-a trecut răceala și încă mai am puțin la mă simt mult mai bine. Și am fost plecat și la București 2 zile și astăzi am ajuns. Dar de astăzi intrăm în pită, cum se zice la noi în deal. Înainte să mai departe, nu uitați să apăsați butonul de like și să lăsați un comentariu, deoarece mă ajută foarte mult la creșterea acestui canal. Bitcoin la 19600 de dolari, Ethereum puțin peste 1300 de dolari și toată piața este pe verde. Haideți să vedem ce s-a mai întâmplat de câteva zile. Păi, nu prea s-a întâmplat mai nimica. Uh, am văzut volatilitate în ziua cu datele despre inflație. Am scăzut puțin în această zi, dar după instant ne-am revenit, da? Bitcoin chiar arată destul de bine, atâta timp cât stă peste 18.500, 18.500 de dolari, din punctul meu de vedere, Bitcoin are șanse să spargă acest trend. Vă spuneam că dacă tragem linia de rezistență din Martie în jos, putem vedea că suntem sub această rezistență și numai nu am trecut de rezistența asta, da? Nici aici, nici aici, nici aici, nici aici și pare, pare că de data asta o vom sparge. Uh, și atunci, Bitcoin a 19.600 de dolari, dar este cam acolo, este peste rezistență. Dacă deschidem volumul, volumul încă este foarte mic, da? Eu cred că după această acumulare, deoarece suntem într-o acumulare uh, din iunie în coace, da? S&P-ul este sub low din iunie, Bitcoin nu s-a dus sub low din iunie, dar vă spuneam de ce cred eu că nu s-a mai dus Bitcoin sub acest low în iunie, deoarece pe această scădere am avut foarte multe evenimente nasoale. Am avut și Celsius, și Luna, foarte multe lucruri negative care ne-au împins până în 17.000 de dolari. Dacă nu erau problemele cu Luna și cu Celsius, cred că Bitcoin nu mergea sub 20.000 de dolari. Și atunci s-a creat un suport destul de important aici la 18.500, 18.900 de dolari. Da? Și Bitcoin nu s-a dus sub acest prag și vedem că orice s-a întâmplat în ultimele 3-4 luni, Bitcoin tot nu s-a dus sub acest prag. A testat până acolo, dar tot timpul a fost uh, respinsă din această zonă uh, Bitcoin. Și atunci Bitcoin pare, pare că se pregătește să spargă trendul. Uh, nici nici mai are rost să ne uităm și pe daily și pe 3 zile cam pe toți cam pe toate timeframe-urile mai mari, uh, ne arată niște lucruri bullish, măcar pe termen scurt, măcar un bounce, da? RSI-ul în creștere. <coughs> Dacă deschizi și MACD-ul pe 3 zile, adică fiecare lumânare reprezintă 3 zile, un timeframe frame destul de mare, s-a intersectat în sus, da? Dacă mergem și pe weekly, weekly-ul pe MACD s-a intersectat la fel, da? Pe verde, teoretic ar trebui să avem un uptrend, poate până la leger, poate până la, următoare, la următoarea ședință a celor de la Fed, o să vedem, da? Nu uitați că în 2 noiembrie, 2 a 11, avem din nou, opa... 2.11 avem din nou o ședință a Fed, da? Din punctul meu de vedere, cred că o să vină uh, încă o majorare cu 0.75 a dobândei de referință. 0.75, deja am văzut, eu, eu am spune că este priced in, deja toată lumea se la 0.75. Dacă vine 0.75, nu cred că o să scadă atât de mult piața, da? Dacă o să vină un procent întreg, procentual, atunci e jale, da? Atunci, spun eu că merge sub acest prag. Dar toată lumea mizează că se va mări cu 0,75. Bineînțeles, o să vedem ce o să ne aducă viitorul. Dar mergem pe DXY. Și îmi place că dxy este în coborâre, da? Și știm că atunci când DXY-ul, când indicele dolarului, că asta este DXY-ul, dxy, -ul, DXY -ul este dolarul în comparație cu alte valute monetare, cele mai importante din lume. Și atunci când DXY-ul ăsta urcă foarte mult, toate piețele fac exact opusul, scad, da? Dar și când DXY începe să scadă, piețele încep să pompeze. Și avem un prim, prim lucru uh, bullish. Uh, știm că uh, piața ne arată uh, higher low da? Higher low, higher HL, 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 da? Atunci știm că suntem într-un uptrend. Când avem uh, uh, low mai mari, da? De exemplu, scăderea asta este mai mică, este mai mică ca scăderea asta. Scăderea asta este mai mică ca scăderea asta, da? Structura pieței încă este bullish, da? Dar se prefigurează un lower high aici, în dreapta, de exemplu, da? Vedem că vârful acesta este mai mare ca vârful acesta, vârful acesta este mai mare ca vârful acesta și atunci suntem într-un uptrend, da? Dar când se invalidează acest lucru, când avem în sfârșit un, un lower high aici sus, da? Adică vârful acesta nu a reușit să împingă mai sus decât vârful acesta, înseamnă că vom începe un downtrend. Bineînțeles, este foarte prematur să vorbim de acest lucru, că acest vârf nu trece de vârful acesta. Dacă se întâmplă acest lucru și vârful acesta nu trece de vârful acesta, înseamnă că începem un uh, mini downtrend, da? Ceea ce ar putea arăta exact ceva de genul. De aici să mergem pac, pac, pac și tot așa și atunci cred că aș vedea un pump pe Bitcoin și pe burse. Dacă se va întâmpla acest scenariu pe DXY. Și bineînțeles, dacă va sparge acest suport monstruos, la, aș putea denumi, acest suport care ține de foarte multă vreme, da? când va sparge acest suport, de aici o să pompeze a, piețele financiare. Mare atenție la DXY. Dacă începe să scadă, piețele o să pompeze. Și merge și pe S&P. Bursele s-au deschis de vreo o oră, aproximativ. S&P-ul pompează 3686 de dolari. A, după anunțul a, lui Biden după inflație, în care a spus că inflația este ok, este scădere, da, cu toate că am văzut o inflație peste așteptările, așteptările analiștilor, uh, inflația este cea mai mică din februarie încoace, da, teoretic, și vedem că S&P-ul pompează și arată foarte bine, este peste IMEI Ribbon, un lucru îmbucurător. Dar, la fel, ca să avem un uptrend mai serios pe Bitcoin, adică să ne putem aștepta la 22, 23, 25 de mii de dolari, uh, ar trebui să depășim IMEI 200 pe bursă, da, adică dacă S&P-ul închide peste EMA 200 și se consolidează acolo câteva uh, lumânări pe 4 ore, de aici aș fi mai bullish pe termen scurt. Da? Aici înseamnă că am putea pompa, dar dacă vine din nou până aici la IMA 200 și deci își ia reject, aici o să deschid din nou o poziție de short pe S&P. Dacă face exact opusul, dacă se consolidează peste IMA 200, o să deschid o poziție de long. Exact cum s-a întâmplat aici, vedeți? Ne-am dus peste IME200, am pompat, am pompat, am pompat, a venit o știre negative, direct am scăzut, da? Dar dacă ne vom consolida din nou peste IME200, vom putea avea un uptrend și asta este doar pe 4 ore. Pe, pe daily putem vedea că S&P-ul stă de ceva vreme la această zonă, la 3500, 3.570-80 de dolari. Deci S&P-ul pe termen scurt arată foarte bine. Dar bineînțeles, ca să avem un uptrend mai serios, ar trebui să închidă peste EMA Ribbon pe daily, adică peste 3856 de dolari. Până acolo mai avem. Lucru de urmărit pe burse este dacă această săptămână vom închide peste EMA 200. Vă spuneam că de 3 săptămâni consecutive am închis sub EMA 200 și aici a spune eu că este bătălia mare pe S&P, la EMA 200 pe weekly, care este exact unde suntem noi acum la 3685 de dolari. Da? Vedem dacă o să închidă de aici peste 1200 200 sau sub, bineînțeles, în 4 zile și 7 ore. Dominanța Bitcoin. Dominanța Bitcoin este într-o ușoară creștere. Nu, nu urcă foarte mult, dar vedem că de la zi la zi pare, pare că urcă, cu toate că formează aici un Rising Wedge, da? Dar la fel, se apropie de IMA 200 pe daily. Nu am mai fost la IMA 200 pe daily de pe aici, din 20 iulie. Vedem ce o să se întâmple cu, cu dominanța la IMA 200. Dacă trece de IMA 200, înseamnă că altcoinurile o să piardă în paritate cu Bitcoin. Și aici depinde de Bitcoin. Dacă Bitcoin urcă și altcoinurile o să urce puțin după Bitcoin. Dar dacă dominanța își ia reject, exact cum și-a luat aici în iulie, în uh, iunie, ba, iulie, aici din iulie, da? Vedeți cum și la reject cum a scăzut. Vedem ce o să întâmple aici la IM200. Cred că în următoarele ore, poate zile, o să testăm IM200 pe dominanță. Mergem și repede și pe câteva altcuri, E-Gold 5-6 de dolari. Vă spuneam că se apropie evenimentul foarte bullish de la Paris X-Day. <coughs> și este tot la 5-6 de dolari E-Gold. Nu reușește să treacă de această barieră foarte mare. Bariera de la 5 6, 7 până în 5,7,6,7, cam pe acolo. Undeva la 5,7,5,8 de dolari nu reușește să treacă. Dar Egol stă foarte bine din punctul meu de vedere uh, peste EMA Ribbon pe daily. Da? Putem vedea aici la fel un bull flag pe daily care pare că va fi străpuns în sus. Dacă a rezistat în ultimele zile Egol și nu a scăzut, înseamnă că Egol chiar se menține foarte bine peste EMA Ribbon și îmi place acest lucru când o monedă sparge rezistența și după aia se consolidează. Da, aici poate să stea foarte mult în consolidare și după aia să aleagă o direcție. Să sperăm că noi că va merge în sus, dar când este hype în piață și când uh, cei de la Elrond vor să uh, facă un hype, atunci se cam creează un hype și Egol ar ar trebui să spargă puțin și mai sus. Și știm că dacă punem un Fibonacci de aici din high în low, Putem vedea că este și o rezistență importantă dacă ne uităm pe analiză tehnică de între 57 57 și 60 de dolari. Aici este o resistență importantă. Dacă ar trece de 57 și după ai de 60, am putea pompa spre 64 și chiar 69 de dolari pe Eagle, da? Deci Eagle arată bine. Și dacă mergem și pe Eagle de BTC, <coughs> EGLD BTC a făcut, din păcate, un lucru negativ. Exact ce vă spuneam, cred că prin ultimele videoclipuri, egal BTC aici la IMA 200, da? Aici este toată schema. Dacă merge peste și se consolidează peste IMA 200, de aici poate pompa foarte bine. Dar în prima fază a luat un reject aici, da? Vedeți, prima lumânare, pac, 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 am scăzut și acum din nou încercăm să testăm IMEI 200 în funcție de Bitcoin, care este undeva la 2900 de satoshi. Deci dacă Egold reușește încă o zi, astăzi, mâine, poimene, să închidă din nou peste 2900, aș fi foarte bullish pe Egold pe termen scurt. Mergem pe Ethereum. Ethereum la 1331 de dolari. Pe Ethereum, la fel, putem vedea un range trading, o mișcare laterală, da? Scădem, urcăm, scădem, urcăm și tot așa, da? Este o mișcare laterală, după o scădere destul de mare, după mult hype cu ETH2, cu The merge, de la 2000 de dolari, Ethereum practic doar se consolidează între 1200 și 1300, 1400 de dolari, da? Pe Ethereum la fel. Vedem ce o să se întâmple cu Bitcoin, cam asta este. Și atunci, Ethereum, până nu iasă din acest range, trading nu prea se mișcă nicăieri, da? Adică dacă va ajunge la această rezistență, sunt foarte mari șanse să mergem din nou la suport și tot așa, da? Să continuăm până vom vedea o mișcare mai importantă pe Bitcoin. Și dacă mergem și pe ETH BTC, vedeți că ETH BTC cam tot stă prin zona asta, da? De la 0.618 pe Fibonacci și pare, pare că a luat o decizie pe termen scurt, pe 4 ore. Pe 4 ore, vedeți, cât de bine arată ETH BTC. Aici chiar ar merge un long și puteți face acest lucru pe ETH în funcție de Bitcoin și eu o să deschid un long aici pe ETH în funcție de Bitcoin. Pe termen scurt, ETH în funcție de Bitcoin a spart această rezistență, da? A spart-o, o și vedem din nou o lumânare destul de bună. Și atunci ETH BTC pe termen scurt mă aștept să pompeze cel puțin până la IM200 la această linie galbenă. Adică o creștere de 2%. Dar bineînțeles cu leverage pe PrimeXBT înseamnă 200%, da? Deci ETH BTC, ar trebui să urcem pe termen scurt. Mergem și pe Nier. Nier Protocol a ajuns la 3 dolari, 3.05, un proiect care îmi place și la fel, cred că o să acumulez ceva Nier și o să vă spun pe Telegram când acumulez Nier, îmi place la 3 dolari, vă spuneam că dacă ne uităm pe weekly, undeva între 3 dolari și până la 1.70 eu aș acumula Nier aici între aceste zone pe termen lung până la următorul bull market. Dar pe termen scurt a ajuns la un suport important și pare, pare că face un bounce de aici, da? Vedem deja două lumânări foarte bune uh, și un volum uh, un pic mai mare în piață. Nier este la suport și măcar pe termen, termen, scurt aș cumpăra niște Nier aici să vând poate peste o lună, două, când o să mai, dacă o să mai crească piața până la sfârșitul anului, da? Dar și pe termen lung, cred că 3 dolari pe Nier este un preț foarte bun și mie îmi place foarte mult proiectul. Uh, uh, Cam atât a fost pentru astăzi. Sper că a fost de, plăc de, de folos acest videoclip și vă mulțumesc de fiecare like și de fiecare coment și vă aștept și pe Twitter și pe Telegram. Pe data viitoare! <coughs>